dimensiuni, balast, nisip, pământ, toate tipurile de cribluri. Toate produsele dețin certificate și sunt de cea mai bună calitate. Oferim și transport pentru cantități mai mari. Pentru detalii, vă rugăm să ne contactați la numărul de telefon 0759837135. Vă așteptăm! Echipa Jackson Bazar. Fiecare dintre noi e o planetă construită din 37 de triliarde de celule. Că ești planeta Paul, băiatul de zahăr, sau planeta Ligia, fata cu sânge rece în orice situație, corpul tău conține tot 65% oxigen și 18,5% carbon. Ai tot miliarde de celule albe care luptă împotriva infecțiilor. Iar atunci când corpul tău pierde fosfor, ai aceleași reacții de anxietate și lipsă de poftă de mâncare. Fiecare dintre noi e o planetă necunoscută pentru noi înșine, care are nevoie să fie descoperită și înțeleasă. Vino în laboratoarele și clinicile MedLife. Când știi ce ai, știi ce ai de făcut. Nu te lăsa descurajat de greutățile acestei perioade. Intrăm din nou în normalitate, cea în care tu îți creezi viitorul. Iar noi te așteptăm în Universitatea de Vest Vasile Goldiș din Arad pentru a-ți transmite cunoștințele de care ai nevoie în medicină, farmacie, stomatologie, drept, științe economice, informatică și inginerie, științe socio-umane, educație fizică și sport. Intră pe platforma admitere.uvvg.ro și alegeți viitorul. Universitatea de Vest Vasile Goldiș din Arad. Studiază, excelează, inovează. Bună seara, sunt Ioan Hamza, vă salut și vă invit la o nouă ediție a emisiunii Repriza de Sport. Va fi o emisiune specială, o emisiune pentru care m-a luptat mult timp, pentru că, după cum știți, arbitrii și mai ales arbitrii internaționali au ei așa o politică de a nu apărea în public și de a nu da explicații și este și explicabil treaba aceasta. Cum am fost foarte bun prieten cu tata lui Ovidiu Hațigan, pentru că el este invitatul meu. Bună seara, Ovidiu, și bună seara, bine v-am găsit. Încă o dată îți mulțumesc că ai acceptat. Și eu vă mulțumesc pentru invitație. Am reușit până la urmă pe Ovidiu să-l conving să vină să vorbim puțin, mai ales pentru că este arădean, să vorbim puțin despre arbitraj, despre fotbal și despre alte lucruri întâmplate în arbitraj. De aceea sunt foarte bucuros, chiar vă spun că am și emoții după 3 ani de la debutul acestei emisiuni, am emoții, dar sperăm să o ducem la capăt. Ovidiu este un bun povestitor și 100% veți fi mulțumit. Așteptăm și întrebările dumneavoastră, am și eu câteva pregătite pentru dumneavoastră. Avem pregătită și o întrebare concurs pentru premiul pe care l-a dus și îl rog pe Ovidiu să arate. Este un tricou de-a lui pe care îl folosește el. Din păcate nu putem să dăm autograf pe el pentru că este de culoare neagră, dar dacă cel care câștigă vrea neapărat unul cu autograf, schimbăm culoarea. Nu-i problemă. Bun, ăsta rămâne aici în studio. Exact, îl lăsăm aici amintire. Am glumit. Nu e nicio problemă, cu drag îl las. Înainte de a începe, va fi o singură întrebare concurs. O întrebare destul de grea, dacă nu știți să răspundeți la într-o anumită perioadă de timp, mai am pregătite de rezervă încă 2. Dar va fi o întrebare accesibilă pentru că de aceea a dus tricou Ovidiu ca să vi-l dea dumneavoastră. Înainte ca să începem cu vorbile, ca de obicei, prezentăm colaboratorii noștri, colaboratori fără de care emisiunea noastră n-ar putea să aibă loc. Aceștia sunt Jackson SRL cu depozitul de griblură, nisip și alte materiale de construcții de pe calea Curticiului, Mirada SRL, Harry Carr, cu sediul în cartierul Arădean Gai, strada Dunării, de unde puteți să vă procurați piese pentru autoturismele dumneavoastră, puteți închiria mașini pe orice perioadă și puteți accesa proiectul Rabla. FCC Basket UAV Arad, echipa arădeană de basket feminin, echipă care a început bine și acest campionat și care în acest weekend va avea un meci la Arad și vă invităm să luați parte, să umplem sala polivalentă, să o susținem.
Chialuc Motors, cu sediul pe strada 6 Vânători, chiar lângă pasajul de cale ferată. Chialuc Motors oferă cele mai noi produse Kia, garanție 7 ani și avantaje pentru cei care optează să-și procure autoturisme de aici. MRM Arad, club de motociclist, club ce recent a organizat o a doua etapă de drag racing pe pista aeroportului din Arad, de fapt a treia etapă, dar noi am rămas în urmă cu anunțurile. Vom reveni cu MRM-ul în alte emisiune cu detalii, mai multe și actualizate la timp. Clinica medical-veterinară Dr. Raul Tătar, situată pe strada Făt Frumos, numărul 5. Mesajul colectivului acestei clinici este: ne pasă de fiecare animal. Prietenul tău este în siguranță în mâinile noastre. Mai multe informații la numărul de telefon 0745-534-944. Bun, aceștia au fost colaboratorii noștri. Vom trece să-l bombardăm pe Ovidiu cu întrebări. În primul rând vreau să vă spun că eu am fost un foarte bun prieten cu tatălui, iar chiar și coleg de liceu, el a fost puțin mai în vârstă decât mine, a fost un foarte bun organizator de meciuri de fotbal, de întâlniri amicale. Țin minte, jucam cu echipă, eram un trio așa din Banat, adică din Timișoara, mai precis de lângă Timișoara din Șagu, echipă din Serbia și noi aici din Arad, de Olboi, bineînțeles. Șeful nostru era tatăl lui Ovidiu și a și jucat până la dâns bătrâneți el. Da, chiar peste 70 încă mai juca, dar mulțumesc pentru cuvintele frumoase. Din păcate, într-adevăr, ne-a părăsit, sunt aproape 2 ani. Dar Dumnezeu să-l odihnească. Să-l odihnească, asta e viața și mă bucur că urma lui încă rămân amintirile vii și frumoase pe care... Vreau să ajung că te cunoșteam de foarte mult timp, erai copil și pe terenurile din subcetate, veneai și la Polivalentă, așa, și chiar am fost în priză atunci când ai fost propus pentru prima treaptă din arbitrajul superior românesc și a fost bine și m-am bucurat pentru că ești arădean. Așa. Vreau să părăsc puțin și pe Mircea Toderici, că el trebuia să vină cu noi aici. El a fost unul dintre mentorii tăi de inițial. Nea Mircea este omul care, fără de care n-aș fi ajuns arbitru, cu siguranță, și datoresc foarte mult. Din păcate, astăzi nu a putut să fie alături de noi. Mi-aș fi dorit să fie lângă noi, să mai discutăm amical anumite lucruri, pentru că, vedeți, programul fiecăruia este extrem de aglomerat și ne vedem din ce în ce mai rar și cred că era o bună ocazie, dar îl salut și pe această cale, îi mulțumesc încă o dată și sper ca data viitoare să putem să ne întâlnim toți trei aici. Motivul lui pe care trebuie să-l credem este faptul că la această oră, lunea, are examen cu... El este instructor de auto. Exact, și nu putea să amâne aceste întâlniri, dar data viitoare nu mai acceptăm să nu vină aici. Așa. Și să începem cu întrebarea banală, sau cum să zic, banală, la orice nou venit la invitat în emisiune. Cum te-ai hotărât să devii arbitru? Continuând ceea ce v-am spus acum despre Nea Mircea, jucam fotbal la CSS Gloria cu băiatul lui, Mircea Toderi Junior. Și dumnealui tot insista, haideți băieți, haideți faceți un curs, era încă arbitru activ, dar de atunci se ocupa de arbitri. Haideți faceți un curs, nu și nu. Și tot l-am amânat, luni de zile, cred că mai mult de un an a durat până m-am hotărât, de la 14 ani până aproape 15 ani și ceva, când am zis, ok, hai să încerc și arbitraj, poate o să iasă ceva vreodată, sau măcar rămân în contact cu fotbalul dacă nu o să continui să joc după ce voi termina junioratul. Dar surpriza a fost că mi-a plăcut foarte mult. Pe lângă lecțiile teoretice și explicațiile pe care le primeam în acele luni de curs, Încet am început să urmăresc și arbitrii în timpul jocurilor și am început să văd altfel fotbalul de la televizor. Nu mă uitam strict la jucători, încercam un pic să fur și de la mari arbitri.
Iar în momentul când am avut primul meci la copii și juniori, pur și simplu am simțit că este exact ceea ce mi se potrivește. Adică am luat fluierul, era o chestie naturală, mă descurcam. Da, fluierul care l-aveam atunci și echipamentul alb-negru, că de asta am și ales culoarea, pentru că este, sau culoarea, am ales echipamentul negru, pentru că este culoarea ceea ce ne reprezintă arbitru. Pe noi ca și arbitri. Celelalte culori distinctive ce au apărut. Ce poți jucat la fund? Am jucat fundaș central, fundaș dreapta, mijlocaș, dar mai mult fundaș central și libero, încă era libero atunci. Vorbim de 94-95. Tatăl nu a fost așa de înalt, era mai decât. Da, într-adevăr, nici mama, nici tata nu erau înalți, dar din partea mamei, unchiul meu, care chiar astăzi împlinește o frumoasă vârstă și îi transmit la mulți ani, el era mai înalt și juca fotbal și a fost chiar un jucător bun și probabil l-am moștenit pe el. Dar pe scurt asta a fost istoria. Ovidiu, de la acest răspuns al tău, urmează întrebarea a doua, se leagă cumva. Este un avantaj pentru un arbitru să fie de calitate, de valoare dacă a jucat fotbal cât de cât la un anumit nivel? Cu siguranță experiența terenului nu se poate compara cu absolut nimic. Și decât dacă urmezi acei pași, poți să înțelegi exact jucătorii de fotbal. În această perioadă, când deja arbitru înseamnă să devii la o vârstă fragedă, după 14 ani poți să devii arbitru, experiența în teren nu mai contează atât de mult. De ce? Pentru că nu mai ai când să mai și joci fotbal și să fii și arbitru. Și poate că de asta o să avem tot timpul discuții și probleme, că unii arbitri nu înțeleg jocul, dar trebuie și oamenii să înțeleagă că nu mai putem să mergem în paralel, cum era cu 30 sau 40 de ani, când vârsta... Nici atunci nu era chiar așa. Da, dar erau foarte mulți jucători care, de exemplu, activau și în Liga 3, poate și în Liga 2 și erau și arbitri. Era un avantaj. Țin minte că se făceau cursuri intensive acum 30 de ani pentru foștii jucători de Liga 3, Liga 2, care nu mai treceau prin toate etapele, ci erau promovați mult mai repede decât ceilalți. Și într-un fel este normal acest lucru, pentru că ei au un avantaj. Înțeleg fotbalul, cunosc și de legile exemplu, jocului. Ioan Ignea, la fel. Da. Nănelu cum a ajuns foarte, foarte rapid, sus, da. Dar la nivel de top. Dar a jucat până la o vârstă înaintată și fotbal. Dar în acea perioadă puteau arbitrii să meargă peste 50 de ani. În momentul actual, vârsta noastră în care trebuie să încheiem activitatea, deși în teorie nu mai există o limită de vârstă, este undeva la 45 de ani, în România. Pe plan internațional, cum v-am spus, nu mai există limită de vârstă. De exemplu, arbitrajul englezesc, acolo tot oameni în vârstă. Dar au schimbat și liniile. De ce continuă? Au contracte foarte bune și, evident, trag ca să se bucure de toate acele... Deci am răspuns la niște întrebări pregătite. Nu, dar putem să discutăm deschis. Adică oamenii aceia care ajung după 45-47 de ani au o experiență foarte bogată. Și consider că un arbitru devine matur după 40 de ani. Evident, cerințele fotbalului modern în acest moment, fizic mă refer, sunt extrem de ridicate. Și atunci, indiferent cât ne-am dorit să rămânem după 45, 47, 48, este extrem de dificil din punct de vedere fizic. Plus, trebuie să ne gândim și uzura de care avem parte în toți anii aceștia de carieră pe care avem. Pentru că arbitrajul nu înseamnă doar ceea ce vedem 90 de minute duminica la televizor. Cred. Avem un program foarte, foarte bine stabilit, strict, în care suntem urmăriți din toate punctele de vedere. Avem planuri de antrenament săptămânale, lunare. Plus un autoprogram impus de către evident, voi. Evident, adică dacă nu ai grijă tu de tine, clar, îți scurtezi cariera cu ani de zile. Suntem monitorizați atât la nivelul sănătății, din toate punctele de vedere, plus a performanțelor sportive. Și al comportamentului, mă gândesc, comportamentul, extra... Bun, comportamentul în afara terenului trebuie să fim un exemplu. Pentru că acum discutăm puțin și despre emisiunea noastră și de ce nu am reușit să ajung mai repede. Una, au fost și programul,
în care nu ne potriveam nici cum, dar într-o perioadă UEFA chiar și acum avem această interdicție. Nu e neapărat o interdicție, dar o recomandare ca să evităm cât mai mult ieșirile publice. De ce? Pentru că orice cuvânt pe care îl spune poate fi interpretat într-un fel sau altul. Și de multe ori unele persoane din media iau două cuvinte dintr-o frază, dezvoltă un alt subiect și poate să iasă o controversă. Mă scuz că te întrerup, vreau să transmit celor care ne trimit mesaje să evite întrebări care atacă un anumit punct dintr-un meci, să zicem, de ce n-ai dat 11 metri acolo? Sau de nu, ce? Dar sub nicio formă nu o să putem discuta asemenea lucruri și nu strict legat de mine, cât și de alți colegi, pentru că niciodată n-am discutat despre deciziile altor colegi. Bune, rele, nu contează, dar nu este normal și deontologic să facem acest lucru. Și tocmai din acest motiv n-am reușit să ajung mai repede. Dar acum am găsit portița și mă bucur tare mult. Nu că nu ți-ar face de emisiunea noastră. Nu, sub nicio formă, nu, asta e motivul. Haideți să mai citim ce scriu telespectatorii, pentru că după aceea nu mai pot să urmăresc. Așa. Solomie Voichița, ca de obicei, prima cu bună seara. Pop Geo, hopa, cartonaș galben, asta pentru încălzire, cu zâmbet, spune. Calde salutări și seară faină tuturor, mulțumim. Turi Gabor, putea să lipsească Turi Gabor. Noi citim acum întrebările Turi și răspundem cum putem. Au jucătorii străini un respect mai mare față de arbitru? Asta să te gândești, Ovidiu, la acest răspuns. Nelu Iovescu, bună seara, emisiune specială cu un om special. Mulțumesc. Într-adevăr. Cristi Rancea, seară bună la mulți ani, Iuji și Poș. Vă salut, domnilor, cu respect. Un arbitru valoros, arădenii ne mândrim cu asemenea arbitri. Ada Gianu, no, alo, ceau și la mulți ani. La mulți ani, Ada. Este o domnișoară foarte simpatică și îi place mult între sportivi. Sabina Chira, care este cel mai bun fotbalist care l-a arbitrat și idolul lui în arbitraj? Să notezi și asta. Gândim și asta. Nelu Iovescu, felicitări pentru emisiune. Nu, Nelu Iovescu am citit. Microferma. Nu, sărim, vedeți că e foarte greu. Am sărit peste Arsa, nu trebuie să sărim peste Arsa, peste Igaș. Așa, Turi Gabor, cum împacă meseria de doctor și cea de arbitru? Igaș Traian Constantin, felicitări pentru emisiune și multă sănătate vă doresc. Știi pe... Da, cum să nu, salutări tuturor. Arsa și... Emil și pe Emil știi, nu? La mulți ani, crescut. Ceea ce a realizat Ovidiu Ațegan ca arbitru internațional provenit din România este, după părerea mea, echivalentul unui premiu Nobel în alte domenii. Oh, bravo. Mulțumesc frumos, chiar... Arsa Emil, la mulți ani, ceea ce a realizat, se repetă, Iuji și Poș, nu toți care au jucat fotbal au și ajuns antrenori mari, așa și cu arbitrii, nu toți arbitrii sunt valoroși dintre cei care au jucat fotbal. Așa. Microferma Groșeni, felicitări pentru emisiune, domnule Hamza, Ovidiu este un arbitru și un om de mare caracter și cu înaltă ținută morală. Multă sănătate și succes, Ovidiu. Mă scuzați dacă sar peste unele mesaje, dar așa merge calculatorul meu. Bun, Ștefan Șchedan, bună seara, la mulți ani, cu mare respect, onorabilului Ovidiu Hațegan. Nelu Iovescu revine și spune, își amintește domnul Hațegan care a fost cel mai neplăcut, dar și cel mai plăcut moment de la debutul său în arbitraj. Haideți să începem să răspundem prea la întrebările Turii, sau invers. Cum doriți, nu. Haideți să întrebăm cu Nelu, cu Nelu Iovescu. Da, salutări tuturor și încă o dată mulțumesc pentru cuvintele frumoase și multă sănătate și la mulți ani. Revenind la Nelu acum, da, ne știm foarte bine, dar momente neplăcute, cu siguranță fiecare arbitru trecem prin așa ceva. De ce? Pentru că încă oamenii consideră arbitru de multe ori vinovat pentru orice se întâmplă cu echipa lor. Lumea este arbitru în stadion. Foarte greu să acceptăm de cele mai multe ori o înfrângere sau un rezultat nefavorabil și atunci căutăm țapii spășitori. Din păcate, aceste lucruri se perpetuează și de la antrenori și jucători, dar și spectatorii care nu pot să accepte pur și simplu o înfrângere. Și atunci de ce persoana cea mai ușor de blamat de este arbitru și de criticat. Este arbitru, dar trebuie un pic să privim altfel lucrurile din punctul meu de vedere și violența aceasta verbală, în primul rând, care duce încet, încet și la violență fizică,
ar trebui să dispară sau să scadă în intensitate, pentru că nu este normal ceea ce se întâmplă. Vorbind, și acum o să răspund un pic și la întrebarea lui Iovescu și cealaltă cu jucătorii străini. Da, la Turi Gabon. Da, la domnul Turi. De ce? Pentru că de la copii și juniori, dacă mergeți cumva și aveți șansa să vedeți niște meciuri de copii și juniori, rar mi-a fost dat să aud cuvinte atât de urâte spuse de către părinți în timpul unui joc. Și sunt doar copii. Adică ne uităm la copii de 10-12 ani și foarte mulți dintre părinți folosesc niște cuvinte atât de urâte la adresa arbitrilor, la adresa adversarilor, încât nu este normal și este incredibil la ce nivel am putut să ajungem. Iar aceste lucruri în străinătate, de multe ori, și am văzut acum, fac o paranteză, și unii antrenori de la copii și juniori de la noi, nu peste tot se întâmplă asta, au impus părinților o regulă că nu au voie să mai comenteze și dacă fac acest lucru nu mai sunt primiți la antrenamente, dar în străinătate părinții nu au voie sub nicio formă să comenteze deciziile arbitrilor, să dea indicații copiilor lor, pentru că avem un antrenor, el este responsabil. Mai ales să nu exact, în jurii și din exact, cuvinte urâte. Și atunci unii sau majoritatea jucătorilor din Europa cresc în acest spirit. Și automat respectul față de adversar, față de arbitru, este mult mai mare. Trebuie să și noi să mergem pe acest drum, pe această cale, pentru că altfel nu o să ajungem absolut niciunde. Și dacă ne uităm, ne bucurăm foarte mult de un transfer acum extraordinar pe care îl are Drăgușin, dar era o normalitate acum 20 de ani. Trebuie să învățăm din aceste lucruri și trebuie neapărat să facem pașii ăștia ca să ajungem iarăși la nivelul de top. Dar ține foarte mult de educație, de cultură și sunt fel convins că într-o perioadă foarte scurtă de timp aceste lucruri se vor îmbunătăți și în România. Iar ca și moment de plăcut a fost, țin minte, eram primul meci ca și la seniori, eram cu Miță Jivan, arbitru, eu asistent, și gazdele încercau să înscrie golul victoriei pe final, 2-2, 2-2, la Frumușeni. Și au scăpat oaspeții pe contraatac, 2-3. Toată lumea pe săracumiță, deși ei cereau offside, dar nu veneau la mine, probabil eram micuțel, slăbuțel acolo pe Miță. Până la urmă s-a terminat jocul, am stat în vestiar vreo oră, sub amenințarea furcilor, a bețelor, a ocărilor. Noroc cu tatăl meu, care a venit de partea opusă, avea o pălărie de pe aici și au crezut că e observator. Nu am avut observator la acel joc. Era în anul 1996, ca să vedem. Și unii s-au speriat și așa am reușit după aproape o oră să ieșim din vestiar. Pe lângă asta au mai fost și alte momente neplăcute. V-ați călit, Ovidiu. Ne-am mai călit și pe la Nădab, și pe la Apateu, și pe la Zăbrani. Au fost multe momente dificile, dar tocmai în asta constă și puterea acestor oameni arbitri ca să reușească. De ce? Pentru că dacă nu putem să trecem noi ca și arbitri peste toate aceste hopuri, și credeți-mă că sunt foarte multe momente când părinții le recomandă tinerilor să renunțe la arbitraj, că nu au nevoie de așa ceva. De ce o mamă care ar sta în tribună să trebuie să suporte și să audă 90 de minute refulările și jurăturile de mamă altor persoane, fără niciun rost. Dar ca să ajungem la momentele plăcute ale arbitrajului, a trebuit să trecem prin aceste lucruri. Se leagă întrebarea mea de aici. Este importantă pregătirea intelectuală a unui arbitru? Întotdeauna am spus că arbitrii trebuie să aibă o inteligență peste medie. Să aibă? O inteligență peste medie. Așa. De ce? Pentru că arbitrajul nu înseamnă doar legile jocului. Arbitrajul înseamnă aplicarea acestor legi pe terenul de joc. Dar în momentul când intri în teren, trebuie să ai, sau ai de-a face cu 22 de persoane, 22 de caractere, personalități diferite. Trebuie să știi să înțelegi în anumite momente fiecare jucător în parte sau chiar și antrenorii, cei din afara terenului. Nu vorbim de spectatori pentru că nu intrăm neapărat în contact cu ei. Dar sunt multe momente în timpul jocului în care inteligența
te ajută să depășești momentele dificile și nu vorbim doar strict de legile jocului și aplicarea lor. Spiritul lor este foarte important și de asta spun, cu cât un arbitru este sau cu cât o persoană este mai inteligentă, cu o cultură și o educație aleasă, cu atât sunt ferm convins, bineînțeles dublată de o muncă asiduă, poate să reușească în arbitraj. Dar nu neapărat... Plus că au apărut atâtea modificări și apar anual în legile jocului și atunci dacă nu ai cât de cât o pregătire intelectuală, este și greu să le înțelegi, dar mai ești să le aplici. Trebuie să le înțelegi foarte repede și trebuie să ne adaptăm acestor schimbări. Trebuie să fim flexibili, trebuie să fim pregătiți întotdeauna ca să... Da, că rămân și spectatorii în urmă și atunci voi... Evident. Dar, practicați aceste schimbări și ei nu înțeleg. Dar de multe ori și staful tehnic sau chiar jucătorii în teren nu știu anumite lucruri, ceea ce ar trebui să cunoască. Adică ar fi normal, din punctul meu de vedere, ca înainte de fiecare început de sezon și în iarnă, între tur și retur, să existe o mică pregătire a fiecărei echipe, mai ales la nivelele superioare, la jucătorii profesioniști, strict legată de arbitraj. De ce? Pentru că în momentul în care acești jucători încep să cunoască legile jocului, vor evita anumite sancțiuni disciplinare, ar evita foarte multe cartonașe galbene, foarte multe cartonașe roșii și ar fi în beneficiul lor, a echipei. Pentru că la urma urmei, una e să joci 11 contra 11 și alta e 11 contra 10. Dar este o altă discuție și aici fiecare conducător ar trebui. Idee și la nivelul Asociației Județene de Fotbal m-am ridicat de vreo 2-3 ori și am spus obligați conducerile echipelor să pună tabele în vestiar și de câte ori merge acolo să citească, până se dezbracă, până să citească, nu să vină cineva, un psiholog acum să le citească. Nu, dar sunt... Pentru că de aici pleacă, de la nivel județean mai mult. Ar trebui, de fapt, să plecăm de la copii și juniori. Da, da. Nu este normal ca la programul, la liceele de sport, echipe de fotbal, că sunt foarte mulți jucători, să nu cunoască legile jocului. Și la handbal, și la basket. Nu, dar vorbim în orice sport, nu mă refer strict la fotbal. Doar că dacă ne uităm la alte sporturi, respectul este mult mai mare față de arbitru și aici trebuie să ne facem și noi un pic un proces de asta, pentru că suntem vinovați că nu am reușit probabil să ne impunem mai bine în fața jucătorilor. Poate nici legile nu sunt făcute sau nu sunt atât de aspre ca în alte sporturi. Și fac o comparație doar cu rugby sau cu basketul. La fel, handball, instant, 2 minute. Enciclopedie întreagă. Nu, dar imediat 2 minute stai pe bancă și atunci echipa suferă. La fel și în arbitraj, se permite mult prea mult. Protestele... Poate va fi introdusă acea regulă cu eliminare temporară. Este o soluție, dar nu ar trebui să ajungem la nivelul Ovidiu, ăsta. Îmi cer multe scuze că te întrerup așa des, dar așa multe întrebări vin și nu vrem să neglijăm telespectatorul. Nu, cu drag, dacă sărim peste ele, cer scuze. Sabin Chira, care este cel mai bun fotbalist pe care l-ai arbitrat și idolul lui în arbitraj? N-am avut un idol. În arbitraj. Cum v-am spus, am încercat de mic când am... Bun, am terminat cu idolul. Nu, care e cel mai bun fotbalist pe care l-ai arbitrat? Sunt mulți jucători de top, dar vorbind acum de perioada în care am arbitrat la nivel de top în ultimii 10-15 ani, am avut ocazia să-i arbitrez în primul rând pe Messi și Ronaldo. Și ceilalți, nu vreau neapărat să scot în evidență doar Messi și Ronaldo, au fost extrem. Ai avut vreun schimb cu ei de discuție? Da, cu siguranță, pentru că i-am arbitrat de foarte, foarte multe ori. Mai puțin schimburi cu Messi, pentru că e un tip foarte tăcut, cu un respect extraordinar față de toată lumea. Și nu reproșează niciodată. Foarte, foarte, foarte rar. E ceva incredibil. Dau toți în el, fautează. Doar când un arbitru greșește sau nu recunoaște că e tactica unei echipe ca să-l blocheze și să-l cu orice scop, atunci l-am văzut un pic iritat, dar când este fautat des. Asta spun, e o tactică, jucători diferiți vin să-l oprească cu orice scop. Sunt multe trucuri pe care... Este tipul opus al lui Vinicius, nu? Junior. Nu l-am urmărit foarte mult, dar
a ajuns la maturitate, să zic Messi, da. Și altfel. Probabil și ceilalți jucători mai tineri o să se comporte la fel. Trecem la altă întrebare și da. Mă suprapun cu întrebarea lui Turi Gabor. Arbitrajul video îi ajută pe cei trei arbitri sau le descarcă oarecum din încărcătura responsabilităților? Grea întrebare. Nu este grea, de ce spun... Are dreptate în ambele situații. De ce? Pentru că, într-adevăr, arbitrajul video elimină greșelile mari. Pentru asta a fost introdus. Nu ca să arbitrăm perfect. Pentru că asta nu se va întâmpla niciodată. Și trebuie lumea să înțeleagă acest lucru. Arbitrul video nu este pus acolo să corecteze fiecare greșeală a unui arbitru din teren. Doar știm foarte bine, nu vreau să mai repet, sunt categoriile respective, golul, lovitura de pedeapsă, cartonașul roșu și identificarea greșită. Acestea sunt categoriile în care intervenim. Chiar vreau să detaliez puțin. Da. Cum funcționează această colaborare între, că mai fost și la VAR, da. Între cei de la VAR și cei de pe teren, de arbitrii de pe teren? Care au prioritate? Care au puterea de decizie? Nu neapărat. Sau? Decizia finală este arbitrului întotdeauna. Întotdeauna decizia finală este arbitrului, dar arbitru VAR are puterea să recomande arbitrului să vină să vadă încă o dată acea fază. Îi oferi șansa unui coleg să revadă o a doua șansă ca să revadă o situație și la urma urmei arbitru ia decizia. Dacă el consideră că pentru el nu este lovitură de pedeapsă, chiar dacă VAR-ul îi spune, din punctul meu de vedere este lovitură de pedeapsă, dar te rog vină să o vezi, îți recomand să vii să o vezi. Dacă el la finalul imaginilor spune, nu, mulțumesc, eu rămân cu decizia mea, rămâne decizia din teren. Strict pe, dau un exemplu, nu? Dar pe jucător afară din joc, offside-ul cum îl cunoaștem, tot ce este... Aici VAR-ul decide. VAR-ul decide doar exceptând când este o chestie de interpretare. Adică dacă un jucător este în fața unui portar sau are influență asupra unui adversar, atunci trebuie să cheme arbitru să vadă. În rest, îi spunem noi, e factuală decizia. Punem sistemul, liniile, sistemul măsoară. Dacă ne dă 3 cm, 3 cm offside. Nu avem ce să facem. Atâta timp când noi trebuie să avem grijă să punem liniile la punctul corespunzător. Da. Asta spun. Dar la fel de bine, la început, arbitrii intrau mai relaxați în teren. După introducerea VAR-ului. Și se gândeau, ok, am greșit eu, vine VAR-ul, salvează situația. În timp, am învățat din aceste lucruri și mentalitatea s-a schimbat. Am revenit la setările dinainte de VAR și în acest moment... Toată lumea gândește, trebuie să dau tot un teren, trebuie să arbitrez ca și cum nu ar fi VAR-ul. VAR-ul este acolo strict pentru mine în caz că nu văd ceva sau fac o interpretare greșită. Dar, în general, și filozofia noastră, celor din Comisia Centrală, Comisia UEFA, avem nevoie de arbitri și apoi VAR-ul intervine doar în situații. Deci asta e ceea ce am învățat în anii ăștia de VAR. Vreau să mai spun ceva ce se percepe, ce gândesc unii oameni. Crezi că există, tu ai fost și, există un fel de prietenie între grupul de la VAR și arbitrul central sau grupul de arbitri care, adică, sau nu ești, nu prieteni neapărat, să nu e teamă unui arbitru de centru. Nu-i faci niciun serviciu unui prieten din teren dacă îi acoperi o greșeală. Dimpotrivă. Se comit două greșeli. Suntem prieteni, dar în cele 90-100 de minute cât suntem acolo, eu sunt arbitru VAR, iar el este arbitru. Și atunci trebuie... Tu vorbești din punctul tău de vedere. Nu, dar vorbesc în modul general, da. Pentru că toți gândim așa. Nu suntem acolo puși, ca și arbitri VAR, să acoperim un prieten când greșește. Pentru că nu facem... Nici să-l influențez. Nu, sub nicio formă. Facem un deserviciu fotbalului, în primul rând. Facem un deserviciu arbitrajului. Ne facem nouă un rău. Pentru că de ce vă spun asta? Etapa următoare, și eu, și el, suntem suspendați. Și nu arbitrăm. Da, de asta spun. Suntem obiectivi și ceea ce cred oamenii, că acoperim, că asta e... Nu. Pentru că nu avem nici timpul necesar. Oamenii se gândesc, a dat VAR-ul decizia asta. Nu ai cum, nu ai timpul necesar.
ca să dea o semnă. Iar trebuie să ne grăbim puțin. Vreau, înainte de a da întrebare, o întrebare bună a lui Cipri Mirela, vreau să continui cu varul. Această nehotărâre a arbitrului de asistent de a ridica offside și lasă faza să continue, am zis, poate duce la accidentări grave. Și s-a și întâmplat de câteva ori. S-au întâmplat situații de genul acesta. Protocolul, nu se poate modifica puțin. Protocolul este așa. În momentul când este o fază iminentă de atac, nu neapărat iminentă de a înscrie, ci o fază promițătoare de atac, din care poate să iasă un gol sau o fază periculoasă. Atunci asistentul, dacă nu este un offside foarte mare și nu are siguranță 100% pe decizie, trebuie să lase jocul să continue. În momentul în care vede că e un jucător clar afară din joc, 2-3 metri și are siguranță 100%, atunci trebuie să ridice, nu mai lăsăm faza. Într-adevăr, s-au întâmplat, din păcate, și asemenea situații. Nu toți arbitrii asistenți trebuie să fie la fel. Dar de multe ori ne uităm pe imagini și zicem, offside clar. Ca și prima impresie. Și de ce nu ridică offside arbitrul? Și ne uităm la reluare și vedem că a fost 10 cm în joc, în poziție corectă. Deci asta vă spun, ceea ce percepem în teren, de multe ori nu este compatibil cu ceea ce vedem în imagini. De asta protocolul e făcut în așa... Revenim la întrebarea lui Cipri Mirela. Cei din camera VAR pot vedea o situație din mai multe unghiuri decât cele care se dau la TV? Nu, în România nu. Toate camerele sunt... Și nu avem nici flow motion. Trebuie să vă mai spun ceva. Claritatea imaginilor la TV este un pic mai bună decât ceea ce avem noi în VAR, în multe situații. Este o chestie de... Tehnică de nu dotare, o stăpânesc foarte bine. Nu, sistemul este un sistem bun. Bun spre foarte bun. Nu este Hawkeye, care este... liderul în arbitraj, în sport, în general, acum pe VAR și pe sistemul acesta, dar este un sistem bun spre foarte bun. Avem camerele pe care le folosesc cei de la Digi, RCS, RDS, Digi. Nu, dar noi ne bazăm pe ceea ce ne oferă ei. Camerele sunt poziționate de cele mai multe ori, din păcate, spun asta, doar într-o parte, și ne lipsește camera din partea opusă. Și din spate. Din spate avem un pic avem cât de cât în spate. Ar trebui să fie undeva în înaltul tribunei o cameră care ajută foarte mult, dar în multe stadioane infrastructura nu permite. Nu ai unde să pui efectiv un operator care să țină, sau un cameraman care să țină o cameră. Dar pe partea opusă, din punctul meu de vedere, este obligatorie. De ce? Da. Pentru că avem cel mai bun exemplu, situația de la Arad, dacă vorbim aici, în care au apărut, cred că după zi sau când, imaginele respective, cu hands-ul respectiv cu FCSB, dacă vă aduceți aminte. Și cu depășirea liniei. Sau cu depășirea, dar asta spun, contează foarte, foarte mult aceste unghi. Din păcate... Dacă tehnic nu se poate vedea, atunci cum poate un arbitru cu ochiul liber ca să... Avem așteptări câteodată foarte mari de la... De la Ovidiu, Mitru Ung spune, vă urmăresc cu mare interes, domnule Anza, mai ales că aveți în emisiune specialistă a arbitrajului. Eu vă mulțumesc și mulțumesc lui Dumnezeu că avem telespectatori cu mare interes și la aceste emisiuni. Așa cum ești tu, Mitru Ung. Mișu Jivan senior. Da. Cred că Jivan senior, nu stai să vedem. Că așa, tot imediat, Mișu Jivan. Vă salut cu drag și un an nou fericit, cu multe împliniri și multă sănătate. Așa, la fel și Marcelo Ionescu, nu știu dacă n-am sărit pentru peste mult, lui, Clubul Sportiv Ana Ainoan, peste mulți, dar poate Roaf să intervină peste CCA. Întreabă Turi Gabor. ROAF-ul este regulamentul de organizare a activității fotbalistice în România. Într-adevăr... Mă, să-i spunem lui Turi Gabor că președintele CCA este pus de către Federația Română de Fotbal. Da, cu siguranță. Președintele Comisiei Centrale este ales de către președintele Federației. Comitetul Directoral. Este ales de către președintele Federației Române, după care, cu siguranță, în comitetul executiv se votează la urmă pentru el. Dar, de obicei, coincid mandatele.
Peste asta tot. Nu e întrebare, roaful peste CCA. Nu, roaful peste CCA, la ce se referă, știu la ce, sau bănuiesc la ce. Da. Sunt anumite aspecte în roaf care în competițiile naționale pot să bată legile jocului. Adică dacă cei din federație impun o anumită regulă care nu se găsește neapărat în legile jocului, acea regulă dată în roaf poate să fie asimilată ca și un regulament dat de către Federația Română. Da. Emil Sapungiu, bună seara, felicitări pentru mine, sunt șanse să-l vedem la campionatul european pe Ovidiu. Puțin probabil să fiu acolo în momentul de față, de-abia am revenit. Este un proces de lungă durată, dar eu mă bucur că am șansa să fac din nou ceea ce mă face fericit, ceea ce îmi place la urmă urmei. Europeanul, o să vedem, am mai fost la două europene, nu spun că nu mi-ar plăcea, Doamne ferește, dar eu îmi cunosc foarte bine poziția în momentul de față, trebuie să o iau încetişor, nu vreau să forțez lucrurile, nu vreau să sar peste niște etape. Dar nici nu refuz. Cu siguranță, dar este strict legat de procesul de refacere, de recuperare, cum am spus. Care încă nu, continuă, nu? Cu siguranță. Sunt foarte atent la absolut orice. Chiar săptămâna trecută am fost și la Timișoara, iarăși la medicul meu. Fac periodic aceste controle foarte des. Chiar că ești tot îndrăgostit dacă... Da, exact, dacă tot inima... Bine, Dar o să vedem. Uite, Turi Gabor ne-a prins și ne pune la amândoi o întrebare. Ce, domnul Hamza, cum vezi arbitrajul practicat de domnul Hațegan și cum ar fi arbitrat atunci domnul Hațegan? Rog răspuns de la ambii. Adică el ce să-ți răspunde dacă pe mine mă... Eu aș fi preferat să-l prind pe domnul Hamza ca și jucător să-l arbitrez. Cred că îmi făcea mari probleme. Mi-aduc aminte de la meciurile de Old Boys și nu e un jucător foarte ușor de gestionat. Așa că mă bucur că am scăpat de dumnealui. Hai să-mi dau și eu părerea. Deci mă bucur și eu când îl văd pe Ovidiu la televizor acum și mai puțin în teren, pentru că în teren, adică live. Ovidiu este se vede de la o poștă că este unul dintre cei mai intelectuali arbitri din țară, nu este arogant, nu este dur, nu încearcă să se impună prin, merge ca și, acum nu vreau să-l dau pe Ișvan, de exemplu, cu încruntat către apărător și dă în stânga și în dreapta, cred că le și explică, nu prea, nu sau în audio, le și explică jucătorilor decizia pe care o ia, deci este un arbitru excepțional, după părerea mea. Mulțumesc foarte mult. Nu, dar fiecare arbitru are stilul lui, comportamentul. Trebuie să înțelegem că nu putem să găsim doi arbitri la fel. Și atunci, ăsta e stilul meu. Întotdeauna am fost mai comunicativ, am încercat să discut cu cei cu care puteam să discut, că nu cu toți jucătorii putem să avem un dialog. Bun, Ovidiu, înainte de a pune și întrebarea concurs, că rămânem cu Ovidiu aici, nu rămânem, am o întrebare foarte, zic eu după mine, interesantă. De ce nu ai voie tu să arbitrezi meciurile UTEI și de ce arbitrii bucureșteni sunt delegați deseori la meciuri susținute de echipe bucureștene? Nu neapărat sau eviți tu? Nu că evităm noi ceilalți, dar din afara Bucureștiului, dar trebuie să ținem cont că Bucureștiul are peste 2 milioane de locuitori. În momentul când sunt atât de mulți oameni într-un oraș, clar șansele să te întâlnești cu anumite persoane scad. În schimb, în orașele mai mici ești cunoscut de toată lumea, interacționezi cu foarte multe lume. Și nu cred că în momentul de față România este pregătită să accepte genul acesta de lucruri. De delegări. De delegări. Aceste lucruri. De ce spun asta? Și să știți că în majoritatea țărilor din Europa se evită aceste lucruri. În primul rând să protejeze și arbitrul, dar se protejeze și echipa respectivă raportându-ne la celelalte competitoare. Și cred că este o metodă bine gândită de cei care au implementat-o. Într-un fel, întotdeauna s-ar crea anumite discuții, vrând nevrând. Dar cine știe, viitorul poate să ne ofere surprize.
Da. Acum să dăm drumul la întrebarea concurs. Am făcut 3 întrebări aici, dar am stat de vorbă cu Ovidiu și vă punem pe cea mai ușoară și să fiți foarte atenți. Nu aveți voie să răspundeți decât o singură dată. Repet, în fiecare emisiune, nu răspundeți de 2 ori, pentru că, indiferent care este răspunsul corect, răspunsurile noastre se anulează. O singură dată răspundeți și cel care răspunde cel mai repede și cel mai corect, ăla va câștiga. Atenție! Cât măsoară distanța din mijlocul liniei porții până la mijlocul cupolei semicercului trasat în fața suprafeței de pedeapsă? Știți că este un semicerc pe care o deja de pedeapsă. Cât măsoară distanța din mijlocul porții, de pe linia porții, până directă, până la cel vârf, la cel semicerc? Nu vreau un singur răspuns, nu dați 2 și după aceea mai vorbim și despre arbitrajul Arădean, părerele lui Ovidiu să ne spună și... Sau putem acum, că după aceea citesc eu și cine a răspuns corect și cel mai repede. Deci, Ovidiu, ce părere ai despre arbitrajul, despre arbitrii arădeni? Acum avem și în Liga a 2-a și Liga a 3-a. Cu siguranță este... Și asistenți și arbitrii. Și nu trebuie să ne raportăm doar strict Liga a 2-a, Liga a 3-a. Ca să creăm un arbitru, e nevoie de timp. Lumea nu înțelege acest lucru, crede că imediat putem să găsim un arbitru talentat la 18-20 de ani, îl ducem în Liga 1, riscul ca să greșească și să nu reziste presiunii foarte mare. Și atunci este nevoie de timp. Tocmai prin trebuie să treacă prin niște etape, formarea lui are nevoie de experiență, de pregătire, dar mă bucur că încă avem persoane care vin și copii care vin spre arbitraj, pentru că este o problemă la nivel global să găsim în momentul acesta tineri care să se îndrepte spre arbitraj. Stăm foarte bine și la capitolul femei, unde suntem reprezentați foarte bine la nivel... Și aseară am văzut o femeie, nu știu care meci, arbitru foarte bine, meci internațional. Suntem reprezentați, Aradu mă refer, la nivel național, dar trebuie și la bărbați și la băieți să facă pasul cât mai repede cineva spre Liga 1. Este Mircea Ardelean, care este în anticamera Ligii 1, cu siguranță a arbitrat un meci în Liga 1, cu siguranță o să mai facă, dar aștept ca și alții să calce pe urmele noastre și sper din tot sufletul să se întâmple cât mai repede. Dar, cum am spus, este nevoie de timp, este nevoie de muncă foarte multă și rezultatele o să vină. Bun. Deja au răspuns foarte bine, au răspuns unii s-au grăbit și cel mai rapid, aici mi apare mie, dar mă uit pe desfășurătorul de pe telefon, că acela este valabil când ajung, Leontin Buda, pe care știi, 20,15, Arsai mi l-a scris 20,5, nu-i 20 și jumătate de metri, acum depinde la țară, cred, mai merge. Cred că în tastatura. Tastatura i-a jucat feste lui Emil. Da. Așa, Bogdan Pește, 5,2 de metri, Doamne, de la mijlocul liniei porții până la semicercul de la care o de pedeapsă, de al propriu care o de pedeapsă, cât am... Era 11 metri și de la punctul de 11 metri încă 9,15 metri, sigur. Bun, Dionisie a răspuns bine, Constantin Rus, Cășuț Cristian bine, dar puțin mai târziu, Herțeg Doru la fel, Dorinel, Adrian Blăguiescu la fel, din fericire ați spus tricou acum, dar tricou. Leo, nu știu, am luat mărimea M, acum am mai mare de atât, dar nu pot să... Nu e bă, care el cui să dea acolo? Dacă Leo vrea să-l și semnez, o să-i duc o altă culoare. Alte culoare. Dacă nu, aici o să... Bun. Leo, pe semnul ăsta de la Macron, o să... Acum, întrebări de final, că ne apropiem. Ce e frumos în arbitraj, except în baremurile? Da, într-adevăr. Nu, dacă în trecut, că facem referire și la baremuri, în trecut baremurile erau foarte mici și nu era normal. Au fost o altă perioadă, trebuie să o acceptăm. Măcar pentru pix aveai... Nu, da, trebuie să o acceptăm cu bune, cu rele, dar acea perioadă a trecut. Baremurile în momentul de față sunt foarte mari, pentru România mă refer, la fel și în Europa și vorbind și de Liga 2, Liga 3, chiar și Liga 4, evident se pot îmbunătăți,
Dar dacă facem referire strict la Arad, pe Liga 4-a, cred că ați fi uimiți să vedeți baremurile și cât de bine se poate câștiga din arbitraj, mă refer strict la un copil, un elev sau un student. Da. Mă refer aici la elev și la student. Și dacă în trecut atrăgeam arbitrii sau mergeam spre arbitraj, în primul rând datorită pasiunii și cât de mult ne plăcea fotbalul, acum realitatea economică ne-a învățat că și baremul reprezintă un stimul extrem de important în a atrage tinerii. Iar acest lucru trebuie să-i motiveze în plus și pe tineri. Dar lăsând la o parte baremurile, șansa care mi-a oferit-o arbitrajul nu cred că nu-mi oferea niciun job din lumea asta. Nici chiar sunt cel medic. De medic. Nu, cel de medic n-am reușit să lucrez, să le îmbin ambele. Da. Am lucrat foarte puțin, aproape un an în spital, iar restul predau la Universitatea de Vest Vasile Goldiș, predau anatomie la Facultatea de Medicină, pentru că nu-mi permitea programul. Nu poți, ca și medic, trebuie să fii dedicat total. Nu poți să te joci cu viața unui om, să zici. Da, stai trei zile, dacă mă întorc de la Barcelona, după ce am arbitrat și ești încă în viață, găsim tratament. Nu merge așa. Și am ales atunci să fac un lucru foarte bine. Și l-am făcut, îi mulțumesc la Dumnezeu, am făcut arbitrajul. Și tocmai asta mi-a oferit posibilitatea să văd toată lumea. Vorbeai de diferența mare care este acum în maremurile mari din arbitrajul românesc, dar există totuși un pic de diferență foarte mare și între arbitrajul la nivel național și la nivel internațional. Cu siguranță, dar arbitrajul, ca să ajungi la nivel internațional, trebuie să ajungi în vârf la nivelul național. Sunt niște etape, trebuie să muncești foarte, foarte, foarte mult, sacrificii pe care tu trebuie să fii pregătit să le faci, dar la fel de bine și cei din spatele tău. Mă refer la familie, pentru că fără familie, dacă nu te susține, în demersul tău nu o să reușești niciodată. Tocmai asta spun. Iar odată ce ajungi în vârf, se deschide lumea. Vezi locuri care niciodată, oricât de mulți bani ai avea, pentru că nu ai timpul necesar. Da. Noi avem șansa să vedem. Vă oferă okay, câteva... și echipele gazdă? Nu. Noi nu avem nicio legătură nu avem cu echipele gazdă. Noi ajungem la aeroport, ne preia o persoană din partea federației și cele două, trei zile, să zic, suntem doar cu acea persoană. Dar în ziua jocului... Indiferent că arbitrezi un meci între cluburi sau de național. Indiferent. Există o persoană stabilită de către Comisia Centrală din țara respectivă, care este... Și la campionate europene sau mondiale? Acolo este cu totul altceva, pentru că există UEFA, care ne ține într-un hotel, avem efectiv tot ce ne trebuie. Pază acolo. Tot. Absolut tot. Dar șansa este, cum am avut-o eu, să vizitez țări și să văd locuri fantastice, să întâlnesc oameni minunați, culturi diferite. Plus că e obligatoriu să cunoști o limbă străină, engleză un examen de limba engleză, care este limba oficială. Bineînțeles, cu cât știi mai multe limbi, cu atât avantajul tău este mai mare. De ce? Pentru că poți să dialoghezi mult mai ușor, în primul rând, cu jucătorii în teren, dar și cu persoanele pe lângă. Sunt foarte multe lucruri ca să creeze un puzzle imens și frumos. E super dacă cer să povestești puțin, să caracterizezi pe domnul Chiros. Nu mă supăr, nu... Președintele Nu este de ce să mă supăr, din potrivă, nu. Nu se lauzi să nu caracterizez. Nu. Am o relație, din start vă spun, am o relație foarte bună cu dumnealui, cum majoritatea, cred că toți arbitrii o au. Este de atâția ani în România și asta spune în primul rând ceva despre el. Adică vorbește și românește puțin? Vorbește un pic, înțelege foarte bine deja, dar să fii mai mult de 10 ani președinte, ca și străin mă refer, să fii președintele arbitrilor într-o țară străină, spune foarte mult despre calitățile tale manageriale, ca și manager, umane. Este un pedagog extraordinar, unul dintre cei mai buni instructori, și am întâlnit foarte mulți, credeți-mă, unul dintre cei mai buni instructori pe care eu am întâlnit în toată cariera mea. Și mă întâlnesc cu foarte mulți colegi din străinătate și când mai spun că mai au tangențe cu Chiros, vine pe la cursuri și laudă și vorbesc foarte, foarte frumos despre el. Cred că o calitate unică este faptul că nu este român, este neutru într-un fel. Teoretic, cel puțin, este neutru. Automat, în momentul când
mergi într-o țară străină, ai un avantaj. Clar, ca să lucrezi în, în această postură. De ce? Pentru că nu ai un trecut legat de fotbalul respectiv. Și atunci pornești de la zero, îți impui regulile tale, mergi pe ideile tale și rezultatele o să vină. Iar ceea ce a realizat Kyros în acești ani este fantastic. Și mă refer strict, mă refer la performanțele arbitrilor pe plan internațional. Vorbim și pe plan național, dar imaginea unei comisii centrale este dată de către arbitrii FIFA, de performanțele pe care ei le realizează. Iar România, în ultimii 10 ani, a crescut enorm. Și o să crească, o să vedeți. Bun. Ultimile mesaje și am terminat. Da. Buda Leontinu îți mulțumește, vrea și semnătura, înseamnă că vrea alte culoare. Și nu, M-ul nu se potrivește la el. Nu, dar găsesc. Numai M are. Leo, nu pot să găsesc o altă măsură. Îl rămează. Îl pune. Mai am S, dacă vrei. Călin Lascu, la mulți ani, Ovidiu Hațigan este un model pentru cei care vor să învețe comportamentul arbitrului în teren. Este arbitrul care nu iese în evidență într-un joc. Are un comportament discret. Acesta este harul unui arbitru de top. Sunt mândru că este arădean. Felicitări. Călin Lascu, deși se ocupă de handbal mai mult. Da, știu. Îl cunoști. Cristi Rancea, uite și el da. Confirmă. Nu e bun mărimea M pentru Leo. Adrian, salutare Nelu, salutare Ovi, mult succes în noul an, multă sănătate și ție la fel. Mulțumim. Trec rapid. La fel, felicitări de la Salanț, Răzvi, Peti, Nelu Iovescu din nou, așa. Buda Leontini, e bun și M. Revine. Turi mai pune o întrebare. Stai să vedem ce vrea Turi. Cum vede transferul lui Drăgușin? Este un lucru extraordinar pentru fotbalul românesc. Creează din nou o imagine bună României acest transfer. Se vorbește frumos de România după ce foarte, foarte mulți ani nu am reușit să scoatem jucători în primele 5 campionate din Europa. Am vorbit cu Florin Manea și mi-a promis că dacă vine drum până Arad, vine și la emisiune. Chiar dacă nu-i lunea. Exact. Este l-am cunoscut de când era la UTA. O realizare fantastică pentru, din punctul meu de vedere, chiar dacă acest jucător a fost crescut mai mult în Italia. Dar reprezintă România și trebuie să ne mândrim cu el. Ovidiu, îți mulțumesc tare mult. Mai nu scap de mine că mai trebuie să vorbim și despre UTA puțin și o să repetăm experiența. Nici nu știu cum a trecut aceasta. Mi-era teamă că fiind doi numai nu putem duce o oră. A trebuit 4 invitații aici, știi? Data viitoare stăm două. Îți doresc și ție și întregii familia, o familie frumoasă, multă sănătate. Mulțumesc tare mult. Îndreaptă-ți copiii spre sport, pentru că n-au decât de câștigat. Cu siguranță, dar este alegerea lor și niciodată nu o să-i forțez să facă și ceva. Și când te duci și acolo la mormânt la taică, te-o spune că îi transmit eu. O să-i transmit. Mulțumesc mult pentru invitație, încă o dată a fost o plăcere. Vă mulțumesc și noastră, stimați telespectatori. Cred că a fost iară o vizionare record, după câte văd eu aici. Vedem în zilele următoare. A fost o emisiune perfectă, zic eu. Vă aștept și cu la celelalte emisiuni, chiar dacă am invitat din alte sporturi. Ați văzut că noi, eu cel puțin, încerc să cuprind toate posturile care, toate sporturile care se desfășoară în Arad, cu bune și cu rele, așa cum sunt ele, în limita posibilităților, și sper să mă țină sănătatea să mai... Avem deja, sunt în al 4-lea an de activitate. Vă mulțumesc, numai bine, sănătate multă. Și eu vă mulțumesc, multă sănătate.